Pe 6 iulie debutează o nouă ediție a Cupei României la fotbal, competiția urmând a se desfășura după un nou format. Întâi se va juca faza regională în care participă cele 42 de câștigătoare ale etapelor județene, acestea fiind împărțite pe criterii geografice în 7 serii de câte 6 echipe. Fiecare dintre cele 7 serii este divizată în două grupe de câte 3, câștigătoarele acestora urmând a-și disputa finala regională, iar învingătoarele vor merge mai departe. Reprezentanta județului Hunedoara, Gloria George, face parte dintr-o grupă cu reprezentanta Carașului, Nera Bogodinț, echipă din eșalonul al 5-lea și cu CSU Turceni, câștigătoarea Ligii a 4-a din Gorj. Diriguitorii fotbalului hunedorean speră ca Gloria George, echipă de Liga a 4-a, să aibă un parcurs cât mai lung în cupă. Gloria George va participa într-un nou format al Cupei României în etapa finală, începând cu luna iulie. Aștept AJF Hunedoara să vină o echipă de Liga 1 la George, de exemplu? Am bucurat să aibă un parcurs foarte lung în Cupa României, acum într-un format nou, cine știe ce surpriză pot apărea, dar avem încredere că Gloria Giurgiu într-adevăr presează un joc foarte frumos. În Cupa este o competiție a surprizelor, cei de la Gloria visează frumos și speră să aducă la Giurgiu adversari cât mai puternici din eșaloanele superioare. Sper să aducem o echipă, Liga 3-a, dacă și poate mai bine dacă ar fi Liga 2-a. Este o competiție a surprizelor. Te gândești să vină și o echipă de Liga 1 la Giurgiu? Ar fi wow pentru noi. Ar fi wow, ar fi ceva meritat pentru primarul orașului care se implică foarte mult în a gestiona treburile cum trebuie la clubul nostru și a ne crea toate condițiile. Ar fi ceva de vis. Gloria George va debuta pe teren propriu pe 9 iulie de la ora 18 cu Nera Bogodinț, iar pe 13 iulie de la aceeași oră va juca la CSU Turceni. Câștigătoarea acestei grupe va juca pe 16 iulie de la ora 17.30 pe teren neutru cu învingătoarea din cea formată din reprezentantele județelor Arad, Mehedinți și Timiș.